Ei. Bine, cunoscuți de toți. Da. Încă nu, dar o să fim. Ce are un dubiaz ăsta? El s-a închis. Fii atent, îmi joacă cu bateria. E full încărcat. Păi dacă faci un prelungitor și să-i pui... Când vorbeam și am intrat live cu voi, cu tine. Ai vreun prelungitor din nou? Îmi auzeam două voci, că nu e vocea mea. Unde ai pus prelungitorul? În bucătărie sunt amândouă. Dar de ce ăsta? Păi nu are baterie gen. Îmi omoară bateria. Bateria îl ține de așa. La ăsta. Păi luăm prelungitoare, că sunt două și le băgăm în... Ia-le pe amândouă, da. Ca să le băgăm în colos. De aici până aici. Ia-le pe amândouă, să băgăm unul nu, pe altul. Nu, dă-mi mie. Nu știu dacă nu mai fi lumea la ora asta. Este, Inche. Aaa, până asta, toată dimineața. Asta sărăci, că nu vrei să fundă pe ea. Așa, 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 mai dă. Sunt urmă. Perfect, gata. Dar ce chestie astăzi, când trebuia să veniți la 11, e la 8 jumate și direct am zis, vor mai fi pierici. Așa se întâmplă. Ce era pentru... Pentru ce vor mai fi, că nu mai are voie să apropie? Pentru nimic, n-a pățit ea nimic. Da, eu ți-am zis. Atât vrea să mă scoată. Tap, tap, share, hello, oameni buni. Haideți, intrați, tap, 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 share. Mulțumim. Araș. Araș. Fixăm, fixăm acolo. Fixăm acolo. Haideți să fixăm. Se aude dublu? Cred că... Dați-i mai încet. Da, dau sunul încet. Mai avem un live pe telefon? Nu. Nu e nimeni. Închid eu gazele. Imediat. Ok. Haideți, dați tap tap și share. 33. Ok, hai că urcăm, hai. Tremură telefonul tău dublu. Da, e de la masă. Nu e problemă. Încerc să-l pun atunci aici. E bine așa? Gata, nu o să mai tremur. Să așteptăm un pic să intre lumea, da? Și după aia... Mai pot, Evelin? Reziști? Care vrei să arăt? Să vă arăt și pe ea. Evelin? Și-a dat protecția jos. Aici soția și doamna Cristina.
protecția nu mai are. Da, te rog, Olimpia, distribuie live-ul. Share-im, tap-tap, la mai multe persoane. Haideți să facem măcar 20.000 acolo sus. Miru, am scos. Nu, Laura, am scos ca să putem invoca. Ești ok? Pe cei de lângă ea. Mi s-a părut că era ceva. În spatele meu, nu? Da, am văzut că te-ai uitat acolo. Unde îl vezi? Un pic așa, nu știu, nu prea ești ok așa. Evelin, unde îl vezi? Aici sau în partea asta? În partea cealaltă. În partea asta sau în partea asta? Este o umbră acolo? Da. O văd și eu. Acolo, în colț, nu? E acolo? Da. Ok. Acum am intrat, Monica, acum. Am ajuns și noi. Dăm și noi la mai multe persoane, vă rog, un share la lume. Ca să mai strângem și noi pe live. Moderator, grijă mare. Fixăm tap-tap-ul și share-ul. Mulțumim, Marinela. Ok, dacă se aude bine, e bine. Nu trebuie. Mulțumim. Dăm și mie telefonul. Să punem... Dacă mai observ ceva, ne spui, Evelin. Să facem și poze, da? Ca să facă cei din chat-ul nostru, avem acolo specialiști care surprind pozele. Dacă mai este aici sus, fix aici undeva. A zis că vede Evelin. Da. Acolo văd și eu și acum o văd. Tu o vezi acum? Umbra aia neagră? Da. Tu o vezi? Eu o văd. Și ea o vede. Unde? Acolo sus? Acolo pe colț, da. Da. Am înțeles. Ok. Acum punem ceva. M-am apucat o dată cu tine. Este umbra acolo. Cristic. Mă ajut și pe mine. Da. Ștefania vede. Cristic vede, Araș vede, ok, e bine. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما ok. Atunci vine mai încoace. Vine mai încoace atunci. Așa. Ok, perfect. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa se vede, da? Lasă. Ce simți?
Îmi bate inima repede și așa nu pot să respir. Un pic mai trebuie, da? Încep să tremur? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح Ești ok? Da. Sigur? Da, s-a schimbat la față și tremură. Bismillahir Rahman. Ce simți acum? Simți ceva? A venit? Încă nu? Ok. Aduce-mă. Bismillahir Rahman Rahim. Ve minen nasi men yetehizu min dunillahi endadeyi. Yuhibbunen kebihubila velezine ammenu yeşedu hubel illila velle yeralezine zalemi iz yerevnel azebe enner guvete illahi cemia ve enal hel şedidul azab. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu et allahu samet ne yurid ve lem yurid ve lem yukir ve hukuku ve ne ahad la havle ve la kuvvete illa billahi la isim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul velahu tallahu samet lem yurid ve lem yurid ve lem yukir ve hukuku ve ne ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul velahu tallahu samet lem yurid ve lem yurid ve lem yukir ve hukuku ve ne ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yönedin niyakine abdü ve iyakine sen ihtina sırata müstakim sırata lezin enam teleyin gayb-ı maktubi aleyhim ve lettâli. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahi l-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu yuridu eyyetu be aleyküm vere. Yuridu lezzine yettebinu şehaveti entemilu meylen azima. Yuridullahu ey yuhafife ankum ve hulligal insanu daifa. Ya cin! Göster kendine! La havle ve la kuvvete illa billahi l-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi rabbin nas melikin nas ilahin nas min şerri vesvasil hannas ellezî yuvesvisu fî sudurin nas minel cinneti ven nas. Ya cin! Bana ismini söyle. Bismillahirrahmanirrahim. Verrabede tüli hüve fi beytiya an nefsihi ve gallegatil evbabe ve gallet heytelek gale meazellihi innehu rabbi ahsene mezvai innehu la hüflü zalimun ve legat hemmet bihi ve hemme biha levla erra burhane rabbi kezalike linasrife an hüsüye el velfaşe innehu min ibadinel muhlasin. Nu? Încă nu? Ești sigură? Ce simți? S-a pulit casa așa, într-o dată. Mai nu. S-a pulit?
Eu nu cred. Dintr-o ședință. Nu. Diferența de aseară și acum nu are cum. Ok, atunci vedem altfel. Hai la oglindă. Poți? Haide. Ia așa fi. Poftim? Ceva? Haide că uite, stă cu tine. Nu te lasă singur. Sunt aici. Un pic de lanternă. Uite-te în oglindă. Aici ține. Ține acolo. Închid ușa. Hai. Uită-te acolo, atent, în oglindă. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu atallahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rabbi, bu kötü varlıkları göster ya Rabbi. Sana yalvarıyorum ya Rabbi, bu kötü varlıkları göster, görsünler herkes. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin, İyyake na'budu ve İyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakim, sıratal lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Închide lumina, lanterna. Acum, uită-te în oglindă atent. Când vezi ceva, îmi spui. Dar până atunci te uiți. Nu mai sunt. Ce nu mai e? Ce nu mai e? Nu mai mă vedem. Nu mai vezi nimic? O umbră neagră. Unde? Sunt aici. Unde? Unde vezi? Arată cu mâna. Chiar în fața ta? Uh-huh. Cum arată? Avea... Cum? Avea față mică. Da. Vorbește, te aude. Și cât jumate de fața mea. Uh-huh. Și ochii ascuțiți, ca o pisică. Mm-hmm. Sunt aici cu tine. Nu te speria. Întreabă cine l-a trimis. Întreabă de trei ori. Cine te-a trimis? De ce ai venit? Cine te-a trimis? Vezi dacă vorbește, uite-te la gură. Nu știu cine, nu pot să-mi dau seama. Vorbește cu el. Cine ești? Sunt aici, Evelyn. Ce vrei de la mine? Vorbește. Ce vrei de la mine? Spune-mi. De ce stai cu mine? De ce nu mă lași? Nimic? Nu vrea să zică? Nu, se uită atât la mine. Se uită? Mm-hmm. Cum are fața? Părul negru. Mm-hmm. Drept. Mai mare decât mine. Albă la față. Încearcă să vorbească. Ok. Așteaptă. Uită-te la el. Vezi, dar poate înțelegi ceva. Nu pot să înțeleg nimic, dar mișcă gura. Mișcă gura? Da, dar nu aud nimic. Zic ceva, urma să înțeleg.
Faceți poze. Cine ești? Ce vrei de la mine? De ce eu? Poți să-mi zici? Că te simt, te văd. Se vede, faceți poze. E sus. Cine ești? Vreau să știu. Spune-mi. Cine te-a trimis? Cine te-a trimis? Un pic mai dur. Cine te-a trimis? Zi-mi cine te-a trimis? Zi, cine te-a trimis? Nu vrea? Nu. A dat ochii pe spate. Ok. Se lupta în sus. Om, Paul. Este acolo. De nu ați văzut-o? Hai, stai acolo? Jos. Da. N-a văzut nimeni de pe live? Era foarte mare, alb cu față. Cineva să ne uităm, cred, Alexandru. Grup. Dar hai să mie nu mi-a dat voie să fac poze. Aici am încercat de 10 ori. Da. Era aici în dreapta. Da, în dreapta. În dreapta aici. Ceva, era deasupra, dar în dreapta, în dreapta. Așa am parte. Nu era altcineva. Altcineva. Și vor așa făcea. Asta este, asta este vorbirea. L-a surprins? Bravo, ok. După aia îmi trimiteți pozele, nu acum. Hai să mergem. Așa. Cum e starea? Starea ta cum este acum? Mă simt mai... Vine să plângi? A vrut. Simți ceva în interior tău? Vreiam să plâng. Dar vreau să și îmi răspund când am văzut că... Da. O să ți răspundă. Vreau să... O să ți răspundă, mai avem răbdare. Mai da? E un pic de răbdare. Mai avem încă cât? 5 zile. O luăm ușor. Iar da? Se joacă cu bateria mea. Mai vezi ceva în hol? Nu. Parcă simt că... Da, nu prea o lasă veniți. Să vorbesc. Ce? Pleacă când veniți. Păi da, logic. Dar nu-i problemă. Adică nu îndrăznesc, că știu că... Păi pentru că noi... Pentru că ne rugăm... De trei ori, cu bismila, ușor. Bismila. Bismila. Nu mai știu câte ori. Deci mă jur că nu se vede nimic. Încă o dată. Deci nu se vede nimic acum. Nu. Nu se vede nimic. Eu era foarte apăsat. Mai citește. Uite-te. Mai citește. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Kul vallahu ehad. Allahu samet. Lem yelid ve lem yulid ve lem yekullehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul vallahu tallahu samet. Lem yelid ve lem yulid ve lem yekullehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul vallahu tallahu samet. Lem yelid ve lem yulid ve lem yekullehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim. Maliki yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakim sıratal lezîne en'amte aleyhim gayrul mağdûbi veleddâlin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahus samet. Lem yelid ve lem yulid ve lem yekun lehu kufuven ehad. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi rabbin nas, milikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezî yuvesvisu fî sudurin nas, minel cinneti ven nas. Închide un pic lumină. Este foarte mult lumină. Nu o să-i bară. Prinde un pic lanterna mea.
Acolo, lasă-l pe masă. Nu? În sus, în sus. Nu, nu. Așa. Lasă lanterna la apă. Stingeți aer. Bate prea mult. Evelin, vreau să te uiți în jurul tău dacă vezi ceva. Ce vezi acum? În jurul tău, peste tot. Mai vezi din colț pe care o vedem noi, în spatele tău? Nu. Nu. Ok. Dar simt așa că mă apasă cineva pe spate. Ok. Simți ceva? Simt pe spatele meu. Atât că... O apăsare, nu? Da. Ce voce ai auzit când înainte să intri în baie? De femeie. Femeia ți-a apărut și aseară, dar zici că era altă femeie, nu? La ilahe illallah. La havlevel, la cubete, illa bila illa azim. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Este cineva în spate? Da, în stânga. În stânga, nu? Ia agin! Simui bine, da? Arată-te! Înăuntru tău zi, Allahu Ekber, în continuu. Bismillah. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maliki yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim. Kul huwallahu ahad, Allahu samad. Lem yelit ve lem yulet ve lem yekul lehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samet. Lem yelit ve lem yulet ve lem yekul lehu kufuven ehad. Ey Kur'an-ı Kerim. Evelin, vezi dacă mai vezi ceva în jurul tău. În partea asta, nu? Oriunde. Unde te uiți? Ușă? Unde vrei tu? Spre balcon, nu? Este acolo? Parcă afară. Afară? E la geam? Unde este acum? Ești speriată. Unde este acum? Au venit? Sunt aici, dar... Cât sunt? Îi vezi? Cât sunt? Trei. Trei? Arată cum arăta, cum ți-am arătat poză noi? Așa arată? Nu, că îi vedeam numai umbră. Numai umbră, l-am nu? L-am văzut în oglindă, semăna cu el. Cu cel care m-am înțeles. La ilahe illallah. Mai citește, că nu acolo. Așteaptă un pic. Nu, 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 o să fie, aștept un pic. Okay. De ce tremur? Simt așa. Tremur? Îți amorțesc picioarele și ăsta încerc să... Ok. Bismillahirrahmanirrahim. Să văd dacă e cineva, că dacă mă uit la ochii dumneavoastră, le văd. Asta te întreb, este cineva? Vezi ceva la mine? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maliki yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim wa lad-dallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'unzu bi rabbin nas, milikin nas, ilahin nas, min sherril waswasi khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnati wan nas.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Vă hab level la cuvete illa bila ila azim. Pentru mine? Adică un pic de ură, ceva? Da. Da? Și încearcă să facă rău? Da. Dar știu că nu pot, ăsta și pleacă și vin, pleacă și vin. Ca să poată să scapă. Evelin, eu vreau să aflu numele lor. Să facem un așa fel încât să... Numele. Ca să putem să... Măcar dacă este al șeful lor, nu știu, padișahul lor. Da, să te chinuim un pic mai mult, da? Bismillahirrahmanirrahim. Am o bună în semnele. Ești ceva în partea aia, nu? Acolo văd și eu. Lai, lai. Ok, stai acolo. Stai acolo. Închideți ochii. Închide ochii. Bismillahirrahmanirrahim. Kul vallahu et allahu samet. Lem yelit ve lem yulet ve lem yekillehu kehüven ehad. Ya Rabbi, sen bize yardım et ya Rabbi. Sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Bu kötü varlıklardan bizi koru ya Rabbi. Sen büyüksün ya Rabbi. Sana yalvarıyoruz ya Rabbi. Aleminim. İnşallah bunlardan kurtulabiliriz ya Rabbil Alemin. Evelin Çebes, Savçavuz. Telemem. Spatele tău. În stânga. Unde exact? Aici. Acolo? Cum arată? Are negru pe el, haine negre. Ok. Și e mare, înalt. Înalt. Cum am zis în seara. Ok. Îți zice ceva? Nu. Stă și așteaptă să văd ce fac. Ca să poată să știe și el ce să fac. Și... Spune că trebuie să ne spună numele lui, că altfel îl arde. Spune cum te cheamă. Care este numele tău? Care este numele tău? Spune care este numele tău. Ia, Jin! Cunuși! Nu vrea? Zâmbește. Spune că o să facem rău. Zâmbește. Uită-te la Ebru atunci și mai uită-te unde mai sunt. Să-i citim mai mult. Ok. Dărâtăm. Te împinge la spate? Împinge așa, mă. Te împinge? Da, aici, mă. Simt în, parcă e înăuntru. Da. Ok. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Şafi, ya Şafi. Atunci o să intrăm pe cele mai dure. Yusuf 30. Bismillahirrahmanirrahim. Vegalin izvedun fil meditenim raietul azizi. Turavidu fetaha an nefsi gat şaygafe hubba inna lenareha fi dalalim mubin. Ya Şafi, ya Şafi. El Yusuf 33-34. Ya Bismillah. Gale Rabbi signu ehubi ilei mimma yeduni ilei ve illa tasrif anni keyde hunne asbu ileyhinne
ve ekum minel cahilin festekabe lehu rabduhu fesrafe anhu keydehun innehu huve semiul alim. Unde îi vezi? A părut aici, cu umbră neagră. În partea asta? Da, și s-a dus. Pentru că acum îi răscolim mai rău. Nur 1-3. Ia, bismillah. Suratun enzelnaha ve feratna ve enzelnaha. Fiha ayatin beyniatil la aleikum tezekerun ezniatu ve zani peşlidu. Kulle vahidin minhumma miyette celde celde ve lateushum bihime raifun vidinle inne kuntum tueminune billahi vel yevmil ahir vel yeşet azabehum taifetum minel müemmin ezzani la yenkü illa zaniyeten ev müşrikek ve zaniyetu la yenküü illa zanin ev müşrik ve hürime zalike alel müemmin. A zis că dacă vreau să-l văd, trebuie să mă duc undeva în pădure. În pădure? Așa ți-a zis? Erau pomi în stânga și în dreapta. Așa. Și se ascundea în al treilea pom din dreapta. Un pic mai tare. Să le spui ca să audă și ce din chat, pentru că... Era într-o pădure, era un hol, așa, intrarea lungă și erau pomi și el stătea la a treilea pom din stânga și aștepta acolo. Dacă vezi... A venit un miros urât. Tu nu miroși? Tu nu miroși? Nu, doar aici e. Mă doare burtă. Aduceți-mă un egian că dacă vă vomită... Vomită, da? Mhm, păi pentru că mai am niște... Păi și dacă tu mergi... Nu merge, nu. Să este zic, nu, tu dacă mergi acolo, tu poți să dai seama pe ce pădure e, intrarea și astea? Da. Știu, e o capcană cum ne-a tras și pe noi. Nu vom face ca el. Spune-i, nu o să facem ca el. Ți-a văzut picioarele? Mhm, da. De unde iau legian? E bine că ți-am adus gălea. Lasă acolo, lasă acolo. Că nu... Ar fi bine dacă le vomita acolo. Ies. Bismillahirrahmanirrahim. Innelezine yuhubine enteşial fahişetu fillezine amenu. Lehum azabun elimin fid dünya vel ahiri. Vallahu yaglemu ve entum la taglemun. Ya Rabbi ya Resulullah. Ya Bismillah. Vellezine la yedune melleani illahen. Ahara bella yaktulne nefseletti haramallahu illa bil haggi vel ya yeznun ve mey yef'al. Da. Zalike yelga esame. Ya Rabbi ya Resulullah. Bismillah, bismillah, bismillah. E aici, nu? Da, mă încep să mă doară capul și pe mine. Sunt la pasare. Și cum mă doară capul? Te doare capul? După ce mai am câteva chestii din astea, că trebuie să-i răscolim rău de tot și mai am patru. Două ori. Și după aia dăm un pic de pauză. Dacă îți vine să vomiți, ar fi super. Să nu te abții. Să nu ții. Să nu te abții. Bismillahirrahmanirrahim. Velutan izgalle ligemahi ette tunel fahişeti ve entum tupsirun. Eyne kümlette tünne ricale şefheten min dünin nisaye bel entum kavmun teşherun. Ya Rabbi ya Resulullah. Ya Bismillah. Kassas. Ve azbeha fuadu ummi. Musa fariga inkaddet letubi bihi levla errabna Allah galbiha li tekune minnel mu'min. Ya Şafi, ya Şafi. Te atinge pe față? Ya Şafi, ya Şafi.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve hille beynehum ve beyne ma yeşetüne kemma fiyule bi eşâin min gâbil innehum kânü fişeküm mürib. Ya Rabbi ya Resulallah. Hülüm maksureten fil kiyam ve biyeyi allay Rabbi kûne tükeziben iyem yetmişanu insum gablehum vella can. Ya Rabbi ya Resulallah. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul euzu bi rabbin nas min ikin nas ilahin nas min şerri vesvasi hannas. Ellezî yuvesvisu fî sudurin nas min el cinneti ven nas. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samet. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Nas kim bala fatsa. Yev. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samet. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Una de 80 de ani. Ya Rabbi ya Resulallah. Explică-i tot mai tare un pic. Una de 80 de ani. Ia așa fi. Ia așa fi. Cum o vezi? Fără gură. Nu are gură? Nu, nu are. Adică s-a schimbat soția, da? Da. Ok. Ia așa fi, ia așa fi, ia așa fi, ia Rabbi, ia Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samet. Da? Lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yumidin iyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhtina siratel müstekim siratel lezine en'amte aleyhim gayrul maktubi aleyhim veleddalin. Ya Rabbi ya Bismillah. Gata bir pic de pauză. Că nu mai merge. Vai ce mă loc. Un pic de pauză, hai. Ridicați-vă și aprinde lumea. Dă-i un pic Coran. Dar vreau să plângi. De ce vreau să plângi? Ce vezi? Era un om bun. O femeie bună. Dar în același timp... O să ne uităm după aia, Alexandru, nu putem aseară, acum. Nu? Vă rog frumos, moderator, aveți grijă de ăștia. Te păcălește. Da. Vă rog frumos. Și avea ochii negri. Vrea să pară și bun și... Mm-hmm. Da. Știu, Cristic, nu e problemă. O să tragem. Noi mai și fumăm. Știți că n-avem băie. Să vă arătăm. Avem 7 zile. Și adică râdeau? Total râdeau? Încă 5. Nu știu ce râdeau. Zâmbeau. Zâmbeau? Da, zâmbetul ăla care e... O să vă citesc pe toți acum. Maleficul lui, nu? Da. De bucurie. Nu știu, de... Erau sigur pe ei la ceva... Parcă râdeau că o să plece și o să se întoarce. O să se întoarcă așa? Da, când o să mă prindă singură. Nu o să fac. Nu o să-ți facă absolut nimic, o să ai apărare, da? Protecție. Era unul înalt, slab și cu capul mic cumva sau... Da. Araș. Este. Ăla e. Iar pe cel înalt pe care ai văzut umbra, acela mi-a apărut mie în vis azi dimineață. Ăla mare. Și eu ceea ce am văzut în baie, nu știu dacă au surprins cineva, pentru că fața albă total, ochi, nas, gură, stătea într-o parte așa, în oglindă. Da. Dacă ați făcut poze, e ok, e ok. Eu, bravo, Alexandru, ok. Nu-ți face griji, o să scapi, da? Trebuie să aflăm neapărat... Alexandru, dogă, când citeai din Coran, ești mișca inelul să nu fie atașat de inel demon. Ai vreun inel primit de undeva? Da, de la Andrei.
Scoate. Uite, a observat Alexandra. Ți-am spus orice lucru ți se pare, să ne spui cum ne-ai spus de alea ieri. Bravo, Alexandra. Orice ai de la el. Argint. Ce? E argint. E argint? Și... Nici eu n-am putut să fac cu oameni buni, nu înțelegeți? Gata, am luat, Alexandra. Mulțumim, mulțumim. Bravo. Da, da, și îți dai seama, nu? Că nu sunt de ieri. Dar eu și Cristina mi-a adus aminte de brățară. Mi-a zis că când am fost noi atent la brățară. E european. Dar nu mi-a dat primite de când am uitat ca să rupem brățara de la mână. Bună dimineața, bună dimineața. Cum ne lasă să ne apropiem de ea? Nu? De brățară aia, nu? Nu, este citită pe numele lui Inigos. Avem la poze, a zis moderator, toți, toată lumea, și-au blocat o grămadă. Da, pentru că sunt hateri foarte. Sunt hateri, niște oameni cred. Care n-au scrupule. Ăștia sunt trimis tot de ăia răi. O să intrăm din nou la baie. Eu pe ăla vreau să afle ea, vreau să vorbească cu acea entitate, nu știu ce era. Bebe, știi cum se uita? Voi n-ați fost. Acum o să stai aici, unde ai stat și aseară, pe scaunul ăla. Nu mai stai pe pat, da? Ce e asta? Da, nu știu ce este aia. Simt când... Spune, vin spune. Când... Da, vorbim așa, mai... Așa? Mai calm. Da. Atunci vin? Da, așa-l simt. Și vorbim încet. Pe oricum noi vrem să-i atragem acum. Uite-te ce e asta! De-aia ți-am luat și protecția. Da. O vedeam și am văzut. Nu. Era foarte eminent. Nu știu cine a făcut o poză. Alexandra, cum să nu-i aici? Să, ved, să te vadă și... Salută! Cât poți? Bună seara! Un pic. Mai are putere să mai râdă un pic. Așa. Eram lângă ea, dar eu nu apăream în oglindă. Nu eram în oglindă. Eram așa, ceva de genul. Și oglinda în dreapta sus apărea, dar era înalt, sus de tot la oglindă. Te... Până terminăm astea... Te salută lumea în chat. Mai avem 5 zile. Mulțumim, însă, Marinela, mulțumim. Tu trebuie să știi ce inclinație ai, da? Să te hătărăști pentru că... Atacă foarte mult și pentru că... Cristi, dacă bun mai multă lumină, n-am... Nu o să prindem nimic. Să crezi ceva. Are un demon. Ia. Un demon. Are un demon îndrăgostit și alții mai mici. Sunt mai mulți, nu? Sunt mai mulți. Da. Exact asta zic, Carol. Bravo. Unul mai mare și cealaltă a fost mai mici. Mai mici, da. Simt că nu s-a apropie acum. Că suntem noi. Poate. Da. Că și sunt. Din cauza că eu ce-am pățit astăzi, mă simte că nu mai mi-e frică de ei. Că n-au ce să-mi facă. Că... Pentru că ți-am zis, este foarte important să ai un pic de putere. Să crezi totuși că Allah, Dumnezeu sau în ce crezi tu, este lângă noi. Nu ne va lăsa. Să nu-ți faci griji. Știu.
Știu că o să apar fix când nu aștept eu. Când mai faceți poze, vă rog frumos, trageți chat-ul în dreapta. Să nu apară în poze, că nu se observă. Mai sunt niște locuri. Araș, cu tine vorbesc. Te rog. Sunt la poze. Ia uite. Cine a surprins? Pe gâtul tău. Hmm? Nu știu, Iulia. Iulia? Și Iulia face niște poze. Carla, toată lumea. Tot cei care ne ajută. Are un fel de ochi. Uite-mă, ăsta e. Sunt ochi ăștia. Ăsta este. Ăsta este. Din oglindă? Din oglindă. Da, eu n-am văzut aici. Alb, fața albă. Este aici. Da, da, știu asta. Da, uite-l. Da. Fața albă. Îl vedeți? Și asta nu știu cine a făcut poza asta. Asta? Sau da, da. Și cât mai real. Uitați-vă aici. Lângă asta ea. E și ochii negri mari. Asta ai văzut-o? Da. Da? V-am spus că este, era în oglindă. Eu nu apăream. Eu eram lateral. Foarte ieșit. Mai avem un pic din țigară și o să ne... Nu s-a golit, așa îi dă ei impresia că s-a golit, că ei nu mai sunt, dar nu... Păi ăla nu e, ăla e poză, iubirea, vorbită. E poză, da, eu sunt acum în America. Au blocat, au mutat-o, au făcut pe toți. Eu l-am prins foarte bine, bravo, Alexandru. Asta nu e cu luminositate. Dar era mare. Pe ăsta l-ai văzut? Era în spatele meu? Păi n-a zis? Da. Dar se vede clar. Păi, ești prost. Și nu am putut să mă atingă, nu? Pentru că eu am protecția și de asta. Se vede? În spatele soției, când zicea ea, Evelin. Avea fața albă și așa... Sunt mai multe poze, oricum. Putrezită, bătrână, nu? Eu pe aia din oglindă... Aia din oglindă vreau să mai văd, se vedea atât de clar, nas, ochi, gura, toată fața albă. Zici că era cineva acolo cu o mască. Tu nu era nimeni în spate. Asta nu sunt eu. Nu ești tu? Asta nu este ea. Nu e ea? Asta te refer, nu? Da. Da, nu este ea. Uită-te la fața ei. Cum ni se făcea nouă pe față. A, da. Ea le vede acum. Asta nu e ea. Nu se vede pentru că e întuneric. Da. Nu e are ea. Are fața lunguiață, nu? Se vede, da? Ei, a intrat pe Z. Nici nu e nevoie, Beti. Suntem noi. În numele lui Allah am venit aici. Ea nu mai vrea săraca nici protecția să o dea jos. Îi răspunde un moderator de-al nostru, domnișoară sau Betty. Că ea nu știe despre noi cine e. Suntem, a intrat și ea să vadă. Un frison, nu? Suntem noi de ajuns. Și nu suntem ortodoxi. Noi suntem musulmani, eu cu soția. Mulțumesc, Laura. Și eu. Nu, sunt fel și fel de oameni, da, care nu știu nimic, nu știu nici despre noi, nici nu se uită pe live-urile noastre. Vine și întreabă, pune o întrebare din asta foarte... Cum intră? Dacă sunteți pe privat sau... Nu suntem pe privat. Pe privat încă. Ah, eu de-aia l-am pus pe privat. Sunteți de inimioare, ai bună, ce faci? Și niște... Nu mai oameni. Vrei să ne întâlnim și noi? Da, să faci. Ce contează de religie? Păi n-am zis de religie. Am spus că nu suntem ortodoxi. Și atât. N-am zis altceva. Păi Alex ăla s-a uitat acum, soția.
La aia s-a uitat. Nu știu unde e, pe aici. Vreau cele din oglindă. Te doare capul, nu? Este energie. Energia care a transmis-o. Așa pățesc de câte ori intru eu în locuri de-astea. Mie nu mi-a dat voie să fac poze. Păi aici îi facem locul. Uite, bebe. Laura. În oglindă. Dar mie e aia. Da, nu este ea. Mamă. Ăla de lângă. Bravo, Laura. Da, și aici încă o altă poză, tot de la Laura. Da, e clar. Tu ce vezi aici? Spune-ne de Evelin, Adrian. Nu toate, Andreas. Ăla? Da. Și în spate acolo, vezi ceva? Încerc. Da, o față negră. Ochi așa, lungi. Dar ăsta de aici, cu urechile mari și două ochi. Și ăla este, nu? Da. Da. Laura, ai omis. Pe cel cu urechi. Nu, ce mi-e doare cap. O să te doare, dar o să-ți treacă. O să-ți treacă. O să te citim după aia. Da, și asta e. Și dacă bravo. Vomită, se descarpe, scoate da, din iară. Da, dacă vomită, scoate rău. E foarte bine dacă vomită. E bine să vomiți, mă căzește-le pe nu, nu. Trebuie să vină așa. Trebuie să vină așa de la, știi? Mai multă lume, nu, la ora asta, stai seama, că lumea se trezește la noi da. Când am vrut la 11. Asta e. Asta e, dar măcar am venit să o ajutăm pe Evelin noi. Sper să nu mai apară la alt obstacol. Acum mai sunt aici și mă vezi? Da, Araș, trimite. Vezi în holul acela? Laura, o să-ți arăt unde. Și trebuie să pleci la muncă la 5, nu? Nu, la 7 și ceva. Și nu se poate învăi și în muncă. Să vă mâine o să-i... mesaj. A fi bine să te îmbuiești. Mai bine te îmbuiești ca să te odihnești pentru... Ca să poți să te odihnești, să fii seara bună de... Și mâine pot că Emilia se duce... O rogi frumos și îți trebuie un pic de odihnă. Îți trebuie sunteți că cu ea acasă? Aici, mâine o aduce la ce oră? Nu știu, a zis că o ia la 12, dar nu știu când o aduce. Cred că mai păsă... Cine o aduce? Tasul. Și unde știu pe cea mică când... Să mă duc în parc. Să stați, mai aveți o cameră, nu? Andreas, nu. Este cu ea. E legat de ea. Cu vraj. Vrajă am fost trimis. Ai înțeles? Nu e în casă. Unde se duce ea? Va fi și... Îi spune... Noi încercăm să o ajutăm, dar lumea e atât de rea încât nu o să înțeleagă. Și, Evelin, vreau să te întreb ceva. De când ți-am dat de ieri protecția aia, ai mai avut chestii grave, chestii cum au fost până acum, bine, până să venim noi? Bine, oricum acum încep să simți foarte mult adică nu puteam să facă nimic. Dar îi vedeai, dar nu se apropiau. Dar îi simțeam prezența, dar parcă mă așteptau așa să-mi cadă din protecția. Da, protecția ta să cadă jos. S-a desfăcut odată și m-a înțepat. Mm-hmm. Și am legat-o altfel. Dar mm-hmm. Ți-a fost frică să ne-o dai protecția, nu? Da. Bravo. Am văzut. Eu cum am trezit astăzi dimineață, m-am trezit speriată și prima chestie că m-am trezit, am pus mâna în buzunar să văd dacă mai e cava mea prisă. Ba da, Olimpia. Pentru că protecția asta pe care v-am dat-o este TikTok. Un mesaj de la Muhammad pentru... Bravo, Laura. Mersi. Și nouă. Da, dați-i și mut să nu mai apară. I-am făcut și rufin. Îi dați mut. Larisa, ce să știm?
atunci fumați, terminați și eu... Să vadă ce seara asta cu oglinda. O luat și pentru mâine, fiecare zi facem. Luăm cât un pic. Ne facem o răciune, să vedem dacă mai asta. Și după aia o lăsăm. O lăsăm, da, un pic. Da. Știu, știu, Laura, să-i dai și mut ca să nu mai apară scrisul. Arată-i pozele. Ia ce poze a trimis Araș. Dacă vede ea ceva acolo. Stai să vedem. Unde-i trimis mă Araș? Că nu văd. Acum nu mai este nimic în colț acolo, nu? A, gata. Nici eu nu văd. Nu mai este nimic. Araș. E ceva de genul ăsta? Ceea ce vezi tu sau dacă ai visat? Dacă e că, na. Da, dar sunt mai lați. Mai lați? Da. Pe corp. Adică așa. Da, dar n-au pantaloni. N-au pantaloni. Au chestii lungi pe ei. Au chestii lungi, deci nu e asemănător. Doar că... N-are pantalon și are un fel de cearceaf, nu știu cum să zic, nu? Cum au ei... Cum au ei... Lăbii. Da. Ok, Iulia, o să ne uit. I-am arătat, ok. Da, Laura, mulțumim. Mai facem un pic și după aceea... Mai facem o chestie mică și... Îți vine să vomiți? Ai o stare de vomă? Mm-hmm. Hai că poate după ce mai facem o dată îți vine un poate îți vine și mergi și faci, da? Și ar fi mai bine că un pic te mai... Ok, atunci închidem un pic lumina. Și o lăsăm aici. Unde e lanterna mea? Aici. Adică dacă fumez sau sting? Nu. Doar să o trageți. Doar să o trageți, da. Atât. Perfect. Trește aici. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurvallahu et Allahu samet lemirit ve lemiret ve lem yekullehu küfüven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kurvallahu ve tallahu samet lem yelit ve lem yelet ve lem yekillehu küfüven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin errahmanirrahim. Maliki yümidini yâkin abdu ve yâkin estehin. İhdina siratel müstekim siratel lezine en amte lehim gayrı maktubi aleyhim velet talin. Amin ya Rabbi, ya Şafi, ya Şafi, ya Şafi. Pătura aia mare se face mai mare? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la havle ve la kuvvete illa billahi l-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kul euzu birabbin nas, minikin nas, ilahin nas, min şerri vesvasi hannas, ellezî yuvesvisu fî sudurin nas, minel cinneti ven nas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve minen nasi men yettihi yuzi min dunilahi endadey. Yuhibun unnehum ke hübilli Allah. Vellezine ammenu eşhedü hubbel lillah vellev yara lezine zalemun. İz yara velle azzebe ennel güvvette illahi cemiyav ve ennal Allah şedidul azzab. Nisa 20-28 Ya Rabbi Ya Resulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu yuride eyye tübe aleyküm ve yeruddilizine yettebinüş şehaveti ente milü meylen azima.
Yuridullahu eyyuhafife ankum ve hulligal insanu daifa. Yusuf 23'de. La ilahe illallah. Ve rabette hettuli hüvve fi beytiha an nefsihi ve gallegati evvabe ve gallet heytelek. Gâle mezallâhi innehu rabbi ahsena mezvâi innehu la yufilü zalimun. Velegat hemmate bihi ve hemme biha lef la erra burhane rabbi kezzalike linasrife anhus suye vel fâşi innehu min ibadinel muhâsin. La ilahe illallah. Dacă vezi ceva, auzi ceva, te uiți, oprești și ne spui. Poți face să vină? Simt că nu vine, că știu că nu mai am ce pierde. Adică? Nu am înțeles nici eu. Vai, 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 vai. Allah Allah. Ahle la kuvveti illa billahi lazim. Ya Rabbi ya Şafi ya Şafi. Ya cin. Arată-te. Evelin, uită-te stânga dreapta dacă îi vezi. Sau pe holul ăla unde zici. Spune-le să se arate. Dacă nu se vor arăta, o să le facem și mai rău, în fiecare zi. Eu n-am cameră pe el. Și vrea să încerce să focalizeze ceva, să se miște. Este acolo? Am simțit acolo, dar nu îl vedeam. Păi singur așa, fără telefon, fără nimic pe el? Sau... Și telefonul meu se închide camera și mă lasă să fac video. Da. La ilahe illallah. Deci se mișca trepiedul meu singur, fără nicio chestie, era închis. Închis, n-are telefon, n-are nimic, se învârte chestia aia. O să faci să vină? Să vorbesc cu noi? Cheamă-i, cheamă-i că o să le facem foarte mare rău. Am două variante, ori pleacă, ori iardă. Să nu mă facă să citesc scrisoarea către ei, de la Salalala de Ierusalim. Nu cred că rezist astăzi. Adică? Adică mă simt așa, când... Te slăbește, nu? Da. La ilahe illallah, bismillahirrahmanirrahim. Aici am văzut ceva. Este ceva aici? A fost mai devreme. Am văzut o umbră. Da, acum. Era. Acum nu. Nu, acum câteva minute. Gale rapi signu ve habu illei mimma yedu hünne illei ve illa tasrif annikeyde hünne asbu İleyhinne ve ekküm minnel cahilin. Festekabe lehü rabbühü ve serafe anfükeydehün innehu hüve semniül alim. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La havle ve la kuvvete illa billahi lazim. La havle ve la kuvvete illa billahi lazim. La havle ve la kuvvete illa billahi lazim. Bismillahirrahmanirrahim. Sürratun enzelhane ve feratnahe ve enzelna. Fiha ayatin beynihatil lealeküm tezekerun. Ezenayetü ve zani feclüdü külle vahidim. Ya cin min hümemiyetta celde. Ve la tehüs bihami rahefetün fe dilla küntüm. Tüeminnü billahi vel yevmil ahir vel yeşed azebehum tayfetüm minel müemin ezzanni la yenkü illa zanniyeten ev müşrike ve zanniyetün la yenküh illa zanin ev müşrik
Be hurime zalik alle mu'min. Sunt lângă tine? Ia Jin, arată-te odată. Pune și aia care punem noi lângă tine. Ți-e ceva în spate? Nu, doar în spatele. O să strecă. O să strecă când nu se-i făcute. Mai durez. Simt că mă simt că astăzi vreau să iasă, dar nu poate din cauza că astăzi am fost puternică. Cine vrea să iasă? Ei. Vor să plece? Nu vor să plece. Așa. Dar nu vor să se arată astăzi că știu că o să stau și o să îi rezist. Nu să mai rezist. Că au văzut ce am pățit astăzi și știu că nu o mă să mai infecteze. Și asta îi slăbește. Pentru că nu-ți mai este frică. Da. De aceea. De aceea ți-am zis că trebuie să fii un pic, trebuie să ai un pic de putere. Hai. Ce simți? Respir greu. Respir greu? Ei se arată numai în tuneric și în oglinzi. Nu poți să închizi oglinda să vedem ce spune. Păi oglinda, o lumină. În spate? Am simțit dacă am atins ceva. Eu eram departe. Da, să l-am uitat. Eu eram departe, stau aici. Deci, bă, pe الله
Sau ce simți? Sunt chestii mici peste tot. Pitici? Da. Din jurul nostru, pe aici? Peste tot, se mișcă prea repede. Știu ce sunt noi. Sunt pitice care s-au legat de ea de când era copil. Ea cred că a rămas... Ce? Ce zis? Ea cred că a rămas singură când era mică foarte mult. Și de ce ești fixată cu privirea? Ce vezi acolo? Ce vezi acolo? Vezi ce vezi acolo? Te uiți la mine? Ce vezi acolo? Îți vine să plângi? De ce? Am văzut umbra lui. Ăla din poză cu... Ăla negru mare? Da. Ți-a zis ceva? Nu. Este acolo? Uită-te acolo. Nu mai e? S-a uitat la tine? Nu, era cu spatele. Dă-i un pic de apă. Aprinde. Bismillah. S-a mulțit mâinile? Da, și din Coran. Ce vrei tu? Citește. Deschide tu ce pagină vrei. Ce pagină vrei tu? Nu poți să citești? Nu poți să citești din Coran? Aseară ai putut să citești. Hai, încearcă și citește. Dar nici n-a luat un... să pună. Dar nu ai pupat Coranul ca aseară. Pentru că așa se face respectul. Mm-hmm. E respectul. Hai, de față de Coran. Aseară ai citit. Instant ai deschis. Ai o singură. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nu poți să citești? Deloc? Nu mai citești, că este aici. Azi a citit. Mai pune ceva, că deja este aici. Și am pus și eu Coran. Mod, stați acolo aproape. Știu că te epuizăm, dar nu avem ce să facem. S-a luat tremuratul? Tremur? Da. La ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim. Kul vallahu ehad, Allahu samet, lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samet, lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahu samet, lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ehad. Ya cin, arata-te. Bismillahirrahmanirrahim. Plecat? Eu nu cred. Citește. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alege o pagină care vrei tu. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحيها والقمر إذا تليها والنهار إذا جليها والليل إذ يخشيها والسماء وما بنيها والأرض وما ضحيها ونفس وما سويها فالهمها فجورها وتقويها قد أفلح من زكيها وقد خاب من دسيها كذبت ثمود بطغويها إذ أنبعث أشقيها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسويها ولا يخاف عقبيها. شلاص براه اوكي انسر استا Da? În seara asta o să fie ok. Ia și tu. Și ții cu tine, da? Da. Până mâine, adică astăzi, când o să avem a treia ședință. Da, am văzut toată lumea. Ce ai simțit? Când nu puteai să citești, când am stins lumina. Zi-ne tot. Parcă mă ținea de voce și de gura, nu? Da. Nu ieșea, parcă eram mută. Da. Adică eu m-am născut mută. Nu puteam să vorbesc, nu știu ce să vorbești. Uh-huh. Și mi s-a mulțit mâinile și picioarele și l-am văzut fix în dreapta. Cu spatele spre mine. Și tot mă atingea ceva aici. Și eu eram departe de tine. Da, și m-am uitat că nu... Așa... Adică te atingea, îți dădea ghiuntul așa. Da. Tu când ai fost mică, ai fost lăsată singură mai mult? Adică... N-are cum să știe, mă gândesc, la 6 ani. Mai ții minte ceva? Tot. Ții minte? Da. Păi și atunci? Sau poți să ne spui cauza. Deci era 6 ani ce s-a întâmplat. Mă simțeam Alex, fă acolo mică. Poză. Adică înăuntru eram un mare, dar el era mic. Adică realizam niște lucruri care n-ar trebui la un copil mic să-l realizeze. Adică parcă eram un suflet de adult în corp de copil. Da, Oana. Ok. Piticii aia nu aveau cum să vină. Era o grămadă adinar pe aici? Umblau sau... Da, erau pe acolo, pe aici, unul aici, fix pe margine, așa am văzut. Și parcă se mișcau așa repede. Și erau, nu știu... Nici nu știu cum mergeau. Zburau? Fără picioare? Nu știu, mergeau repede. Foarte repede. Da. Uh-huh. Exact. Dar atunci când spune rugăciunile și astea, cum îi vezi? Cum sunt ei? Adică cum îi vezi că se manifestă? Când zic o rugăciune... Nu, că zicea soțul rugăciunile. Cum se manifestau ei? Stăteau și se uitau, dar nu... Parcă s-au învățat la ceva, parcă ei au și ei o chestie să se protejeze de ceva, nu e așa puternică, dar știu când să se apropie, când să se oprească ca să nu pățească nimic. Ok. Și mi-a zis că o să mă terorizează și astăzi, tot o să fie în jurul meu. Oana nu mai este soțul. Nu mai este cu soțul. Așa zice. Vrea să te sperie. Nu să nu-ți faci probleme, da? Și știu că... Ce zice? Mi-e zice că o să o terorizeze astăzi. Nu. Și să nu-ți faci probleme. Și la baie, parcă... Ai protecție de la noi.
Da? Da. Nu-ți face griji. Simți ceva acum? Simt corpul așa, înțepătură, așa amorțit, parcă, nu știu, am alergat și... Este normal să simți așa. Uite femeia în negru, acolo. Da, notoriu. O față. Da, nu este femeia? Aia mare? Și este... Este un nas. N-are nas. Ei văd ca un... E o femeie neagră. Aici. Acolo, nu? Fața. Dar de ce nu spune numele? O să spun. Numele o să spun. Mai e un pic. O să auzim cu toții. Ieri a fost mai... Ieri a fost... Ieri a fost, doamne. Ieri a fost foarte... Da, eu chiar, nu știu... Ieri a fost foarte urât. Foarte. Da. Dar n-am filmat pentru că nu aveam acordul tău. Nu niciun problemă. E, nu, dar suntem genul de oameni, că... Gura, nu, dar astăzi mă simt ei, mă simt că... Ești mai puternică, nu? Cu cât facem, cu atât te fac... Ești mai puternică, nu? Da. Adică mă simt că eu nu mai îmi pasă de ei, că mă gândesc la ce am pățit astăzi și... Rugăciunile către Allah te ajută foarte mult. Protecția să nu o lași deloc, da? Astăzi, ca să poți să stai... Da. Mhm, am văzut. Crișan, nu e nevoie. Nu e nevoie, nu avem nevoie. Mulțumim. M-a ajutat foarte mult și acum am făcut. Pentru că mă ia atunci apăsarea capul, aveam capul foarte greu, dar m-a lăsat. Încă citesc și lumea de pe cer. Ei citesc eu. Dar ei nu-și dau seama. Ei vor să facă egregor și cu fel și fel de prostii. Wow. Ce vezi aici, în poza asta? Da, Ștefania, mulțumim, o să vorbim. Nu știi că ei a vede altfel decât noi? Logic, dacă l-a văzut pe ăla care... Exact. Arată la musul, la turci. Ce față. Și nervos. Nu e problemă, Cristic. Eu vă citesc în continuu. Și pe soția, și pe toată lumea de aici, și doamna Cristina, și pe... Nu mă opresc. Laurențiu, asta e pe partea voastră, n-am ce să... Nu mă bag. Nu mai vreau să mai stau să vorbesc despre religie. Ce e asta? V-a lăsat? Cum să te uit, Monica? Aici. Aolea, de... Aici. Da, acolo este o față albă. Este femeia care a văzut cumva în baie. Regine.
Nu, nu, e la mine telefonul, să vezi. Știu, Laura, m-am simțit. Doar cu rugăciune, noi nu facem altceva. Cei care ne știu, ne știu. Da, Costi, da. Da. N-am văzut mai multe. Dacă te uiți pe profilul nostru, o să-ți dai seama ce am văzut. Nu mai întrebați aici, că n-are rost. Acum mă ia pe mine tot și de la toți îi trag. Căscați, că e bine. Căscați. Allah ya Rabbi ya Resul Allah ya Rabbi ya Resul Allah. La havle ve la kuvvete illa billahi l-azim. Un copil, nu? Nu este îmbrăcat în albastru, nu? Ne vede altfel tot. Un copil îmbrăcat în albastru. Da, Giovanni. Adică soțul tău, tu cum? Nu înțeleg, Giovanni. Este un copil îmbrăcat în albastru și pierdut așa, nu știe drumul, nu-l bagă nimeni în seamă, nu... E lăsat, e trist. Și pe copilul ăsta l-ai văzut? Niciodată. Parcă sunt eu. Da, știu că poate să iau orice împățișare, nu? Mhm. Cine să plângi? Îți vine să plângi? Ce stare ai acum? Ce stare ai? De ce plângi? Nu știu, parcă sunt eu. Te regăsești în ăla acolo? Nu știu că poate asta vrea să-ți arate? Care parcă ca să te lăsată de lume și... Un șerbet să ceva dați. Hai, Dani, boi, du-te de aici, că n-ai nicio treabă aici. Hai, te rog, hai. Hai, lasă-ne. Da, Gil, scuze. Spune, descalci așa. Totul era bun, liniște, fericire. Și într-o dată parcă m-a făcut mare și nu mai, gata, s-a terminat. Da, pentru că ei țin foarte mult. Bernie, noapte bună. O să vezi că o să scap. O să vezi că o să fii bine. A șaptea zi o să fii altfel. Garantez eu asta. O să fii bine. Și culoarea mea preferată e albastră. Păi, asta ți-am spus, Adineaul. Se joacă cu psihicul tău. Eu am avut... Înfățișarea ta de copil. Da. Mama... Era gravidă și a pierdut o fetiță, fix când trebuia să naște în același zi. Și mereu îmi pare rău de ea, că aș fi vrut să o am lângă mine. Și era albă la față. Era
imaginam că era foarte frumos. Să vedem un zbor mult? Da. De bine. Dacă țelul îl vezi agitat, îl vezi se manifestă într-un fel? Da, pe hol. Pe hol, nu? Mereu se uită pe hol, nu la trămărie. Sau într-o dată se întoarce așa, se uită, se duce miroase, iar se uită în sus. Adică o simt. Și ia-ți, nu știu ce vede. Ea vede. Da. Foarte bine vede. Doar că la un moment dat poate să-i blocheze. Că nu volei să-și facă simțită prezența. Și mai ales avem o pisică la muncă care când se uită la mine, sunt momente când se uită la mine, se uită lângă mine și se concentrează. Se fac ochii așa. Și într-o dată avea puțin și mă zgâria că s-a speriat. Se uita lângă mine, s-a speriat și a făcut o gheară. Vrea să-mi dă o gheară, nu știu dacă vrea să-mi dă mie. Pentru că, de fapt, nu te-a văzut pe tine, a văzut altceva, pisică. Da. Nu a vrut să-ți facă ție rău. Nu. Putere. Știu că e slăbită. Dar putere, ca așa ne arăți și pe noi, da? Vrei să ne dai protecția ta? Ok. Acum, de când ai pus protecția, te simți în siguranță? Da. Mă simt mai așa, mai... Pentru că este scrisoarea către demon. Către ei. Îi arde. Îi distruge pe toți. Ușor, ușor. Dar parcă vreau să-mi, nu știu, să mă duc undeva. Le era o capcană. Dar nu știu de ce. Ți-am dat, Giovanni. Să mă duc undeva, ca să îți se arată. Da. Bine, Olimpia, noapte bună. Un joc, pentru că ei asta fac. Un joc cu noi. Giovanni, ți-am dat. Nu trebuie să facem ce zic ei. Poți să scrii. Da, da, o să vorbim. Ce vreau să te întreb, Evelyn? Când a venit soția și te-a întrebat de ce nu poți să citești Coranul, ce ai simțit tu în momentul ăla? Ce era? A și zis că nu-i dădea, parcă nu mai știa să citească, nu-i dădea voie. Că nu mai știam să vorbesc, parcă eu n-am vorbit niciodată, nu... Îi blocase pur și simplu, da. Da. Adică nu puteam să vorbesc. Că am observat, nici n-a făcut Coranul, a deschis imediat. Da. Ok, Iulia, mulțumesc. Și mie, nu știu de ce mi-a venit să deschis la pagină. Pe de asta ți-am zis să deschizi tu. Ce număr? 595. Ia dă-i un pic pe ăla. Nu, dă-i ei. 595 ca să vadă unde e. Că sunt litere, nu sunt... De-aia ți-am și dat 594 începe. 594? Da, și se numește Suret Shemes Mekia wa hiya 15 aya. Poți să ne traduci? Sura. Da, ok. Da, Shemes, soare. Și are 15 rugăciuni. Am înțeles. 594 ai zis? Da. Ok, o să mă uit eu la ea. Soare înseamnă... Adică ai tradus soare, nu? Da. Adică e lumină. Lumină. Drumul spre lumină. Ha. Ok. Așa ai face de fiecare dată să deschizi tu și să citești ce simți.
Acum ești ok, da? Doar că ești obosită și frânt. O să te lăsăm. Fumează și tu țigară ca să-ți mai... Ai lăsat acolo? Da, oameni. Este ora 5. Vă mulțumim. Doar că problema ți-am zis foarte mare care este la tine. Miroase ceva urât. Ne-am mirosit și acolo. Miroase ceva urât? Nu, nu vine. Trebuie să-ți găsești drumul spre credință. Trebuie să-ți alegi. Pentru că nu poți să fii... Dar în moschee ai intrat vreodată? Nu. În biserică? Da. Simt miros. Simți miros? Nu încă. Les jouet, Jeanette. Un demon îndrăgostit. Un gin. De ea. Așa, ca să zic, pe scurt. Cel care spunea seara că nu te lasă singură și că nu asta a mai venit în seara asta? Noapte bună, Doina. Parcă știu că trebuie ceva cineva din ei care e mai tare. Păi ăla, vrem să știm de ăla mare. Padișahul lor, sultanul. Musulman, am zis, ți-au și răspuns acolo, les. Suntem musulmani, eu cu soția. Și mereu nu mi-a plăcut când întreabă cineva, ești musulmancă sau creștină. Mereu îi ziceam, contează. Da, nu, trebuie să răspunzi că elhamdulillah, în caz de că ești. Așa că elhamdulillah, musulman. Așa se răspunde. Dar nu vreau să răspund. Da, păi e ăla. Dar tu în ce crezi? Nimic. Nimic? Asta este o problemă foarte mare. Și eram așa. Nu știu, adică de fapt mă rugam înainte să dorm, stăteam în genunchi, mă rugam. Păi ei te fac. Și... Ba, venea să mă rog, pa, nu venea să mă rog. Și mi-a adus aminte acum de ceva. Am băut o cafea cu o bătrână. Ce întrebări pune pe live-ul nostru acum. Și mi-a citit pe cafea. Și mi-a zis că o să fiu cu unul care începe cu litera A, care el începe cu litera A. Și mi-a zis că o să am o fetiță. Ți-a citit în cafea? Da. Dar tu de ce ai ales să fii francez cu numele? Cineva în cafea, învăț, nu știu ce să le faci asta. Nata mea mereu te dau. Eu nu sunt român. Nu mai faci asta. Să vin niște portabile. Am înțeles. Uite-te pe live-urile noastre și tu pe aia o să-ți dai seama. Da? Suntem și noi obosiți. E și Evelin foarte obosită. Nu putem să mai stăm, că deja e ora 5. Vă lăsăm și noi trebuie să plecăm. Noapte bună sau bună dimineață vă spunem la toți. O să ne uităm și noi la poze, mâine le punem. Da? Noapte bună. Oricum n-ai avut starea pe care ai avut-o seară. Cum se întâmplă chestii. Olma este o chestie, ei știu că sunt filmați. Poate de asta vor să merg în altă parte? Oricum vor filma și acolo. Avem, cum să nu. De-aia suntem aici. Vă pupăm! Noapte bună! Vă mulțumim foarte mult, ne vedem mâine. Adică azi. Adică azi, la ora 11 seara. Mulțumim toată lumea. Da, mai sunt 5 zile. Ce ora iară, mă, ca să mă cazem.
Am plecat. Pa, pa. Noapte bună, noapte bună. Vă pupăm pe toți. Vei, lumea, să salut. Noapte bună, noapte bună. Noapte bună, noapte bună. Noapte bună. Capul, când ai capul? Vă citesc acum imediat.